Bună și bine v-am găsit. Începând de astăzi, o să avem o surpriză în emisiune. Florina, bine ai venit. Bine te-am găsit. Sunt tare bucuros că ai venit să ne împărtășești cunoștințele tale despre suplimente alimentare, pentru că eu, pentru mine, dacă mănânc o salată sau o mâncare, e destul pentru mine. Tu poate să zici că nu, că poate n-am un echilibru în mâncare și gândesc că tu poți să mă sfătești. Mă bucur foarte mult că putem să împărtășim telespectatorilor noștri ce înseamnă până la urmă să duci o viață sănătoasă. Suplimentele alimentare sunt un adjuvant într-o dietă sănătoasă pe care ar trebui să o avem cu toții zi de zi. Din păcate, alimentele pe care le consumăm noi în fiecare zi, chiar dacă sunt fructe, legume, alimente considerate teoretic sănătoase, datorită pesticidelor, datorită poluării, chimicalelor, modificărilor genetice, ele nu mai au nutrienții necesari pentru a ne da nou aportul necesar de a aduce o viață echilibrată și sănătoasă. Suntem în 2011 și toate avansează și cum viteza luminii. De totul ce facem, facem să iasă repede. Baza de la mâncare, asta e cel mai important. În fapt, că vreau să vorbesc acum de umăr, de exemplu, că noi românii de obicei mâncăm multe produse importate. Ăsta e mărul la România, să vede, care nu e perfect, să zic așa, adică nu e ca și ala care e importat, care e frumos, are o culoare, te duce, îți ia ochii, așa să zic. Da, aici tocmai vorbim despre diferența între un măr bio și un măr care este stropit și modificat genetic, adică... Asta de care-i? Eu aș spune că ăsta este un măr bio pentru că are o textură destul de sănătoasă din punctul meu de vedere. Un măr bio niciodată nu o să-l găsiți mare, cu o formă perfectă, o să-l găsiți cu o culoare perfectă. Ce este foarte important este că cu cât e mai zbârcit și arată mai urât, cu atât mărul este mai bun. E mai bun. Para, care e tot la fel, care o găsim peste, care o găsim în România, care nu e para aia care vezi de obicei în pieturi sau aia importată sau care e roșie, frumoasă, aia para asta verde. Știi cum îi spunea Homer? Cum numea Homer para? Nu. Darul zeilor. De ce? Pentru că are o grămadă de calități benefice asupra organismului. Îți spun pe scurt cam ce... Eu am pamea oricum, așa că... Cam ce are o pară bun pentru organismul nostru. În primul rând, că tot vorbeam de viață stresată, de lipsă de energie, de să nu zici griji. Că reduce para stresul. Exact. Nu cred. Para este unul dintre puținele fructe care ajută la diminuarea stresului, deoarece are niște minerale și niște oligoelemente care ajută. Para are efect remineralizant, are un efect depurativ, are un efect laxativ, ajută la regenerarea sistemului digestiv și a tranzitului intestinal. Voi știu tot de treabă la asta? Cât de important e să mâncăm fructele noastre românești? Și ce dimineața la prima oară când mă trezesc? O pară și umăr, îl fac, să-ți mai spun ceva. Dacă vrei să bei un suc într-adevăr sănătos zi de zi, pe lângă mărul și para pe care vrei să o amesteci acolo în aparatul de făcut suc, mai există un fruct care este extraordinar pentru energie, pentru tonus, previne cancerul, previne bolile de inimă, este pentru folosit în bolile de rinic. Da. Care există așa ceva? Da, există un fruct care, din păcate, noi nu-l știm, dar el crește în China, în Tibet, în India. Medicina tradițională chinezească folosește acest fruct, el se numește goji. Să nu spui că tu de asta trăiesc, că asiaticii trăiesc 100 de ani, fraților. Deci sunt niște sate acolo unde trăiesc 114 ani. Chiar există, trăiesc peste 100 și ceva de ani și trăiesc o viață bună și deja sunt în putere și lucrează, nu sunt la pat bolnavi. Folosesc sucul acestui fruct din goji. Îl vezi goji ăsta? Da. Nu-l mai vezi. L-am luat. Chiar m-aș bucura pentru că te-ar ajuta foarte mult. Goji are efectul cel mai important de a preveni îmbătrânirea. Are o substanță care se numește G-interferon și care previne la ameliorarea cancerului și prevenirea apariției acestei boli crunte până la urmă. Cum îi zice? G-interferon. G-interferon? Băi un deț? Beam un deț. Hai să asta dă un pic de sănătate atunci, a? Dacă o să-l bem ăsta tot, cu siguranță o să plecăm de aici dansând.
Asta și vrem, să deci, ne practic, dai poftă de viață, da, să fim exact în formă. Exact asta face, ne dă poftă de viață. Când plecăm de aici, avem chef să mergem la cumpărături, nu mai suntem stresați, nu ne mai doare capul, știm că prevenim într-un anumit fel boli de inimă, de ficat, de rinic, pentru că medicina tradițională chinezească exact la aceste lucruri folosește fructul de goji. Și mai este un lucru interesant, ajută la îmbunătățirea funcțiilor sexuale. Aha, deci bravo. Chiar eu pot să spun, nu că mi-ar trebui mie, da. Să-ți povestesc o întâmplare, apropo de îmbunătățirea, întâmplare adevărată, corect. Un prieten de-al nostru a venit într-o seară la noi și noi avem în casă acest supliment alimentar cu goji. Să vede, de aceea sunt atât de plină de energie. Și prietenul nostru a vrut să guste și era foarte curios să vadă ce gust are acest supliment alimentar. L-a gustat și i-a plăcut foarte mult și am decis să îl oferim drept cadou, să îl bea și a doua zi acasă, să-i dea și soției lui. După o săptămână, el și soția lui sunt mult mai fericiți după ce au consumat acest produs și că își dorește să consume și pe viitor. E foarte important într-un cuplu să știi, că niciodată nu vorbim despre lucrurile astea. Sexul e foarte important. Da, corect. Hai să jocnim. Atunci. Dacă nu bei tot, îl beau și atunci nicio problemă. Bun, nu? Pot să beau toată sticla asta, pot să beau. Are conservanță sau nu? Nu. Nimic. Deci, cam atât? Cam atât pentru astăzi. O să revin și data viitoare cu alte suplimente alimentare și cu alte informații despre o viață bio-sănătoasă. Să nu cumva să uiți să vii cu o damigeană din asta, bine? Te rog frumos. Asta nu te mai primesc aici. Mersi tare mult, Florina. Mulțumesc și eu.